Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Astăzi am venit la doamna Dr. Liana Cudor. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu! Pentru a discuta despre problemele care pot să apară în timpul unui concediu. Doamna doctor, spuneți-mi, vă rog frumos, ce probleme pot să apar în timpul unui concediu? În timpul concediului, mai ales fiind perioada acum de vară, cel mai frecvent apar gastroenterocolitele, care se manifestă prin vărsături, scaune diareice, posibil febră. Dar la fel de bine pot să apară și alte tipuri de intercurențe, infecții respiratorii, cel mai frecvent fiind totuși infecțiile acestea din sfera tractului digestiv. Există o ciclicitate cu care apar aceste probleme ale copiilor? Nu neapărat. În sensul, în timpul verii apar, se știe, noi ne așteptăm în timpul verii la infecțiile digestive, cel mai frecvent. Plus că pot să fie de ordin viral, fie de multe ori datorită lipsei, să spunem, condițiilor de igienă, pot să fie de ordin bacterian. Cum am putea preveni toate aceste probleme de sănătate? În primul rând, să alegem foarte atent locul în care mergem în timpul concediului, fie că mergem singuri, fie că mergem cu copiii. Este neapărat să fie un loc pe care să-l cunoaștem, în care să știm că se respectă regulile de igienă și să se respecte chiar riguros. Și în plus față de aceasta, să fim atenți noi. Una din regulile de bază, întotdeauna când m-am documentat, prima regulă de bază este spălatul pe mâini. În orice tip de prevenție, să spunem, trebuie să te speli pe mâini și atunci reduci foarte mult riscul de a contacta o infecție. În afară de aceasta, mare atenție la dacă suspicionăm, să spunem, mâncarea care ar fi alterată. Dacă simțim un pic anumite modificări, va trebui să o refuzăm. În afară de asta, să nu ne ducem copiii dacă sunt bolnavi. Una din reguli ar fi, dacă sunt copiii noștri bolnavi, să nu-i expunem în colectivitate, pentru că în felul acesta nu vom expune alți copii la boala pe care o au copiii noștri. Și cam atât. Deci, cam trei reguli mari și late, dacă le respectăm, am putea să reducem foarte mult contagiozitatea și apariția anumitor infecții. Ce ar trebui să conțină trusa de prim ajutor pe care părinții o iau cu ei în concedii atunci când pleacă cu cei mici? Trusa de prim ajutor, să spunem, eu aș extinde și aș spune că este o trusă de bază pe care să o aibă la ei, pentru că este foarte important să ai niște mijloace. Nu e așa de ușor când ești în concediu să ai acces, să spunem, la o farmacie și atunci ar fi bine să ai câteva lucruri la tine. Din punctul meu de vedere, oriunde ne mergem, pentru un copil trebuie să avem o cremă cu factor de protecție înalt, respectiv 50+. În afară de aceasta, bineînțeles, pentru copiii mici, pentru sugari, dacă, de exemplu, sunt alimentați artificial, să aibă la ei cantitatea necesară de formulă de lapte praf, deci să nu fie nevoie să caute unde merg formulă de lapte praf, pentru că nici într-un caz nu este momentul să intervină modificări în dieta micuțului. Apă plată, în general, există peste tot, ca să spun așa, ca să se prepare mâncărica. În afară de asta, ar fi bine să existe o soluție pentru sau o cremă, unguent pentru înțepături de insecte, pentru că se poate întâmpla acest lucru și există pe piață o mulțime de variante, antitermicele care să nu lipsească, fie sub formă de siropuri, câteodată e mai greu să le transportăm, sau dacă nu sunt supozitoare, atât de ibuprofen cât și de
cât și variante de paracetamol sau de algocalmin. Deci există acum pe piață foarte multe posibilități. Medicație, să spunem, antidiareică de bază, sunt câteva produse pe care ar trebui să le avem la noi. Și în rest, poate, dacă, de exemplu, copilul este cunoscut cu anumite alergii sau dacă copilul face foarte ușor alergie, atunci le-aș recomanda să aibă la ei și un antialergic pe care în mod obișnuit îl folosesc părinții. Ser fiziologic, pentru că este foarte bun și pentru curățarea la o, adică a ochișorilor dacă apar probleme, sau pentru lavajul nazal, și pot să cam atât, eventual un spray-uț pe care îl au în general acasă pentru roșu în gât, sau revin la cei mici, varianta aceasta cu gelurile gingivale pentru că apare erupția dentară, se știe că este un proces care durează ceva mai mult. Poate să înceapă, să zicem, în jurul vârstei, o medie, spun, de 6 luni, dar poate continua, bine mersi, până la 2 ani, 2 ani și jumătate, și atunci ar fi nevoie să aibă la ei toate aceste produse care i-ar ajuta, gelurile gingivale pe care le folosesc ei în mod constant. Când ar trebui să se prezinte părinții în urgență cu cei mici? Care sunt situațiile? Situațiile încep cu febră, cu o banală febră, dar, deci, în cazul în care se află în concediu undeva și micuțul începe să aibă febră, bineînțeles, dacă ai un pediatru al tău pe care îți permiți să-l deranjezi, între ghilimele, căruia îi permiți să îi telefonezi, face acest lucru, el îți va indica ce măsuri, să spunem, să iei de primă intenție, dar ulterior ar fi bine să fie văzut copilul. Dacă apar vărsături, bineînțeles, dacă apar scaune diareice, ar trebui să iei contact cu un pediatru și ulterior văzut copilul, pentru că, de exemplu, vărsăturile, scaunele diareice, chiar și febra, pot conduce către deshidratare. Și la orice semne minime de apariție, să spunem, a unei boli care să afecteze mai accentuat starea de sănătate, este nevoie să fie consultat copilul. Mă refer aici în cazul în care, să spunem, vorbești cu pediatrul tău și în anumite cazuri este suficient, se poate să se gestioneze situația via telefon, mai ales dacă pediatru cunoaște acel pacientuț. Se poate gestiona relativ ușor situația via telefon, se calculează doze, îi spui dacă are de bază mămica acele produse, este foarte ușor de controlat situația via telefon, dar și pediatrul, bineînțeles, îți va spune că dacă lucrurile se complică, dacă apar modificări și nu evoluează copilul corespunzător, deci nu se ameliorează, ci din contră starea generală se deteriorează, este nevoie să apelezi la un consult medical, respectiv la un serviciu de urgență, de permanență. Foarte mulți părinți sunt tentați să administreze antibiotice de la primele semnale de boală. E bine, e rău, ce credeți? Eu nu sfătuiesc părinții să utilizeze antibiotic de la primele semne ale unei boli. De ce? Pentru că marea majoritate a infecțiilor care apar sunt de natură virală. Se consideră că undeva, inclusiv, de exemplu, pe sfera respiratorie, 90-95% din infecții au ca și cauză un virus. Este inutil să administrezi un antibiotic. Pur și simplu crești riscul de apariție a rezistenței bacteriene și exact asta nu ne dorim. Plus că să administrezi un produs unui copil fără să fie nevoie, nu văd sensul, sincer, nici ca medic și nici ca mămică. Nu, deci nici într-un caz antibioticul nu se administrează de la primele semne ale unei boli, și vreau să vă atrag atenția tuturor, în sensul că de foarte multe ori primul lucru pe care se întreabă: ai dat antibiotic? Dacă un copil face febră, ai dat antibiotic? Nu, dacă un copil face febră, primul lucru pe care îl faci este să administreze un antitermic.
nici într-un caz un antibiotic. Pentru că dacă infecția este de natură virală, nu îți folosește la nimic antibioticul. Antibioticul este strict pentru infecții bacteriene certificate. În anumite situații putem să ne orientăm pe criterii clinice doar, să spunem că este nevoie de un antibiotic, în anumite cazuri este nevoie chiar de investigații paraclinice, mă refer de analize de laborator care să ne justifice administrarea unui tratament antibiotic. Există situații, să spunem, copii cu anumite boli cronice, cărora li se indică să aibă cu ei un antibiotic. Deci există anumite situații foarte bine, foarte bine delimitate, în care este nevoie să anumiți copii să aibă cu ei în vacanță inclusiv un antibiotic. Dar acel antibiotic va fi prescris de către un medic care cunoaște extrem de bine copilul, care urmărește acel copil și care știe, în momentul în care va fi abordat de către mămica copilului, știe foarte clar să-i spună dacă este sau nu este nevoie să folosească acel antibiotic. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație și pentru ceea ce ne-ați povestit. Mulțumesc și eu pentru oportunitate. Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși!